bun găsit, dragi copii! Vă mai amintiți povestea albe ca zăpada? Ea era o fată cu o piele albă ca laptele, cu păr negru ca abanosul. Avea o fire blândă și bună. Veselă din fire, aceasta era respectuoasă cu cei din jur. Își petrecea timpul în grădina din jurul palatului, iar acolo îi plăcea să cânte și să vorbească cu animalele. Mama ei vitregă, invidioasă pe frumusețea albe ca zăpada, uneltește un plan. Deghizată într-o vrăjitoare, otrăvește un măr și îl oferă. Aceasta cade într-un somn adânc și nimeni nu-i mai poate reda viața decât prințul. Să ne gândim și să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă mărul ar fi fost refuzat de albă ca zăpada. Atunci, albă ca zăpada nu cădea într-un somn adânc sau nu s-ar fi întâlnit cu prințul. Vrăjitoarea ar fi găsit o altă variantă și tot ar fi încercat să o omoare. Ce s-ar fi întâmplat dacă piticii nu o primeau pe albă ca zăpada în căsuță? Atunci, albă ca zăpada se pierdea prin pădure sau rămânea fără adăpost peste noapte. Era singură și neajutorată. Încercați și voi să vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă mama vitregă nu ar fi fost invidioasă pe frumusețea fetei? Dați câteva răspunsuri posibile. Amintiți-vă evenimentele din poveste și încercați să răspundeți cu propriile voastre idei. Ce s-ar fi întâmplat dacă prințul nu o găsea în pădure? Continuați acest joc și în clasă cu unul dintre colegi. Unul pune întrebarea, iar celălalt răspunde. Schimbați mai apoi rolurile. Succes!